Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Pești pentru octombrie 2019. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionările acordate ultimei înregistrări. Vă mulțumesc pentru încredere și pentru susținere. Știți că sunteți dragi și o să încep etalarea cu câteva sfaturi pentru astăzi, că e lună nouă, în balanță. Acum, depinde în ce casă vă pică. Important este că e lună nouă. Și să nu uitați, dragii mei care ascultați aceste videoclipuri, chiar dacă nu reușesc să fac ceva special pentru lună nouă, cum am încercat de luna plină, să nu uitați că această seară, această noapte, este foarte importantă. Trebuie să ne setăm intențiile pentru cel puțin următoarele 6 luni de zile. Interesant este că în 13 octombrie, dacă nu mă înșel, este lună plină în balanță și s-ar putea unii dintre voi, sunt foarte curioasă și eu, să culegeți roadele unor intenții pe care vi le-a spus în martie, de ziua voastră sau în preajma zilei voastre de naștere. Bine, poate unii dintre voi ați cules roadele la luna nouă din Fecioară. Dar acum, luna nouă din Balanță și luna plină din Balanță pune accentul pe nu relații, cât pe dragoste, pe transformare, pentru că teoretic, pentru cei cu ascendent în Pești, Balanța intră pe casa 8-a. Transformare prin dragoste, prin relații, relații profunde, dragoste profundă. Voi nu puteți altfel decât așa. Este posibil ca și balanțele să aibă ceva și din calitățile voastre, dar nu discutăm astăzi acum așa ceva. Deci, lună nouă în balanță. Sădiți, plantați, puneți, cum vreți voi, semințele dorințelor, cele mai ascunse pe care și frumoase pe care le aveți, ca să înceapă să se manifeste în cel puțin jumătate de an. Evident că o dorință se poate manifesta mai repede, alta mai încet. Depinde și de voi, depinde de noi, în ce stadiu suntem al puterii noastre de manifestare. Dar important este pentru cei care vor să devină manifestori, să nu uităm că trebuie să ne ghidăm, da, după mersul planetelor, după mersul universului, a energiilor din jurul nostru și, cel mai important, după mersul lunii, da? Și atunci învățăm că la orice lună nouă punem intențiile, eventual mai adăugăm în funcție de ce fel de lună e, cum e acum, în balanță, cu caractere venusiene, o lună nouă care ne cheamă la echilibru, la armonie, la artă, la câte și mai câte. La curățare mentală, echilibru mental, că e o lună aeriană, da? Și în funcție de luna nouă sau luna plină, ne adaptăm și cerințele, și intențiile, și eliberările. Pentru că am spus de multe ori, poate uneori am greșit, cum a fost la etalarea pentru balanță, în loc să zic lună nouă, am zis lună plină. La lună plină ne eliberăm și la luna nouă ne pregătim pentru primii pași în anumite direcții. Eventual, chiar dacă nu sunt primii pași, repetăm, că așa învățăm și așa manifestăm, prin repetiție. Sper că ați înțeles. Pe scurt, aș vrea să fac multe, dar eu știu dacă reușesc. Am amestecat aceste de cărți. Și ce a vrut să sară? Dom'le, m-a și speriat. M-a și speriat. Aceste 4 cărți. Lumea, 3 de bâte, 9 de monede și 4 de cupe. Pe scurt, și varianta cea mai faină, care îmi place mie, că sunt multe variante, evident. Cea mai faină. Și înainte să, scuzați-mă că trec dintr-una într-alta, înainte să încep interpretarea și etalarea, vreau să vă aduc aminte și voi și celor care vedeți aceste înregistrări, că este foarte posibil ca noi, ca și cititori, să atragem sau să ne conectăm adesea mai bine cu cei care sunt asemănători nouă. În ce sens? Sau măcar anumite aspecte ale noastre se regăsesc și în viața voastră și în felul vostru de a fi. În ce sens? Eu personal
Sunt un om care sunt foarte concentrat pe transformarea mea, pe creșterea mea spirituală și am învățat, lecția bună a lui Saturn, lumea, am învățat că nu mai trebuie să stau pe loc în relații necorespunzătoare. Poate uneori par docilă, pare mai blândă, dar să știți că sunt foarte independentă. Și bănuiesc că cei care rezonează, aici vreau să fac punctajul, cei care rezonează cu mine cred că au măcar o parte din aceste trăsături. Altfel n-avem cum să ne conectăm. Dacă sunteți doritori să rămâneți în trecut, în relații toxice și tot așteptați să vină să se întoarcă acel individ sau acea persoană care v-a rănit de nu știu câte ori și tot stați încrâncenați în gânduri, în obsesii, că voi îi puteți salva, cum fac peștii, dacă voi sunteți alinarea lor și ei nu vin, posibil ca aceste etalări pe care le practic de, eu știu, aproape un an de zile, să nu rezoneze chiar toate cu voi. Eu personal nu vă îndemn să rămâneți în această energie. Nu știu de ce am simțit nevoia, poate ar fi trebuit să fac un video separat, dar am simțit nevoia, poate la voi când sunteți mai, nu știu, mai apropiați dintr-un punct de vedere, toți îmi sunteți dragi, dar peștii știți că avem ceva în comun. Deci atragem oameni care sunt de o seamă sau asemănători cu noi. Din acest motiv, eu personal nu-mi doresc să stau în acele vibrații prea mult, pentru că n-am de gând să mai atrag genul acela de oameni. Dacă voi aveți de gând să stați, s-ar putea aceste etalări să nu rezoneze cu voi. Asta e. Acum, continui cu interpretarea. Lecția benefică sau Saturn varianta bună. Lecția învățată, lumea, încheiere de ciclu, de capitol, de carte, de ce vreți voi. Da? Într-o privință, 3 de bâte, vedeți viitorul, vă setați. Bine, nu e 2, 2 înseamnă setare. De fapt, probabil că ați început de prin cel puțin, de prin fecioară, da? Opoziție soare, pești. Cel puțin de la luna nouă sau luna plină în fecioară ați început să vă eliberați de ce nu v-a plăcut și să vă setați intențiile, eventual să vă pregătiți pentru primii pași într-o altă călătorie spirituală, sentimentală, profesională, cum vreți voi. Asta e varianta care îmi place. Vedeți viitorul cu alți ochi. Și este mare lucru. Sper că vedeți viitorul colorat. Sper că îl vedeți pozitiv după toate încercările prin care ați trecut. Sper că vă vedeți puternici, pentru că adesea peștii, chiar dacă sunt puternici, nu se văd. Chiar dacă sunt talentați, nu se apreciază. Chiar dacă sunt frumoși, nu își dau seama de frumusețea lor. Sau chiar dacă arată, în sinea lor există o nesiguranță. Ăștia sunt peștii, până învață. Vedeți viitorul din perspectiva lecțiilor învățate și sper să lăsați în urmă ce a fost urât, ce a fost neplăcut și să vă angajați pasional într-o nouă călătorie care va aduce ce? Independență financiară, profesională și chiar emoțională și iar am stări, încerc să mă abțin să nu mai spun de câte ori am stări. În fine. 9 de monede. 9 de monede, varianta 3D a împărătesei. Să fiți un mic împărat, o mică împărăteasă. De fapt, și bărbații pot fi mici împărătese pentru că împărăteasa reprezintă energia feminină. Generoasă, deschisă, nu e aceea controlată masculină. Da? Poți să fii bărbat și să ai această energie. Frumos? Frumos. Și ce faceți când veți ajunge plin de bani? De aprecieri, de rezultate, de reușite, de câte, poate unii chiar și aveți și pe vremuri, nici nu le vedeați. Acum le vedeți și vă simțiți bine în pielea voastră și dacă sunteți singuri, e tot ok. E tot ok că aveți ce face. Așa cum am și eu ce face. Am ce scrie. Am de scris, am de pictat, am de lucrat, am de făcut etalări, am de făcut multe etalări și n-am timp să le fac pe toate. Timp de creștere. Nou, e un semn spiritual și de convorbiri cu sinele vostru superior într-un mod logic, nu emoțional, cu mintea clară.
Mintea vă spune că da, sunteți de calitate. Și meritați ce e mai bun. Și pentru asta, 4 de cupe. Nu mai vreți să treceți prin dezamăgiri, nu mai vreți să treceți prin supărări. Și ce-mi place să văd la această carte, și de curând am văzut chestia asta, că sunteți selectivi. Și e minunat. Selectivi. Dacă vi se oferă una alta, de către unul, de către alta, nu primiți orice, pentru că știți că meritați foarte mult. Și pentru că știți că vă pregătiți de un viitor, într-adevăr, fructuos și strălucit. S-ar putea la un moment dat să fiți chiar deasupra multora. Da? Lumea înseamnă să fiți global, nu globaliști, nu-mi place cuvântul ăsta. Să fiți universali. E mai frumos, e mai spiritual. Există și o altă variantă. Vă spun și pe aceasta. Poate unora vă place varianta asta. Mie îmi place prima. Există un semn fix. Leu, Scorpion, Taur sau ce-am uitat, Vărsător sau persoane cu marcaj acolo. La mare distanță aveți două cărți care arată distanța. Posibil cu marcaj pe fecioară sau un semn de pământ mai mult. Foarte bine profesional. Pe care îl așteptați sau așteaptă să vă ofere o cupă. Acum, cine ce va primi rămâne de văzut, pentru că eu sper că voi v-ați învăța lecția. Sper că v-ați învățat lecția. Și cine vine să vă ofere, să vă ofere ceva ce meritați. Nu jumătăți de măsură. Interesant este că aici aveți și un as de bâte. Un nou început. Eu zic că este un nou început pe o nouă direcție, foarte creativă, foarte pasională, în care vă aruncați cu totul, ca într-un foc și vă transformați. Nu știu ce mi-a venit ideea de transformare. Regina de bâte. Și am văzut mai devreme și regele de bâte. Aveți încredere. Poate, poate. Pentru unii să vină repede o regină de bâte, un semn de foc. Și să vă ofer acest început. Dar acum depinde. Dacă vă oferă, nu înseamnă că trebuie să și primiți. Vom vedea. Îmi veți povesti ce primiți. Vă zic. Pești trebuie să învețe să-și refuze. Acum, dacă oferta e chiar atât de bună, vom vedea. Dar dacă nu s-a purtat prea frumos în trecut, greu de crezut că într-un timp atât de scurt s-a transformat. Și atunci, dacă nu s-a transformat și totul este, nu știu, doar o dorință egotică sau viscerală, vedem. Ia uite, regina de spade s-ar putea să tăiați. Ce nu vă convine? Doamne ajută! Sau poate unii vă gândiți, da? Știu eu câțiva care vă gândiți la un semn de aer. Pești. Octombrie 2019, soare, luna, Venus, ascendent în pești. Am mai amestecat un pic. Da? Acum ne-și tai. Mă arăt? Sper să mă lase cățelușa mea să fac chetelele, da? Pești. Vedeți, măcar atât. În acest proces atât de... Uai! Numai cărți intense în ultima vreme. Numai cărți intense. Scorpion. Pluto. Casa 8-a a transformării, a banilor. Evident, 6. Wow. Ați trecut prin așa ceva. Și știți că aceste vremuri sunt niște vremuri speciale. Și îmi doresc peștișorii mei să facă parte din acei oameni speciali care reușesc să trăiască a doua înviere. Trebuie să citiți un pic, iar am stări, iar am fiori. Trebuie să citiți un pic despre a doua înviere. Să știți unii dintre voi ce înseamnă. Găsiți în Biblie pe scurt sau în cărțile care...
frumos, tu întâi pentru mine. Ok. Cum, e bine? E bine. Se vede ca lumea sau e prea mult alb? În fine. Moartea. Transformare. Scorpion. Luna plină în balanță. 13 octombrie. 13. A mai apărut la rac ca forță exterioară. Poate aveți de-a face cu un rac. Intrați în viața lor și transformați. Apropo, că tot am făcut racul și tot mi-a venit, tot la ei mi-a venit ideea aceasta de 13 octombrie, luna plină. Vom vedea cu seara 6 cărțile, dar ați trecut prin multe. Și pentru unii dintre voi cu care rezonez foarte bine, chiar dacă nu avem aceleași experiențe, unele sunt similare. Cei care ați experimentat niște stări de boală, începe să vă vindecați. Doamne ajută! Doamne ajută! Să renașteți! Ca niște ființe noi. Poate oamenii nu vă vor recunoaște. Eu sunt aici în noul meu apartament de o lună de zile. Am început să manifest această renaștere și pe planul ăsta. Pe plan medical, am refuzat niște tratamente clasice, deocamdată le-am refuzat și merg pe sistem de vindecare naturist și evident spiritual. Prin spiritualitate, curățare energetică, înțelegerea lecțiilor despre care am vorbit la mai devreme, când am vorbit despre lume, înțelegerea lecțiilor, curățarea chakrelor, a karmei și așa mai departe. Multă muncă în sensul acesta al renașterii. Trecând peste asta, casa 8-a, am zis, a banilor, că tot am văzut 9 de... S-ar putea să înceapă să vină bani și pentru noi. Doamne ajută! Și o viață intimă, eventual, altfel decât a fost până acum. Și altfel, știe doar Universul, Creatorul, ce merităm și unii dintre noi chiar știm că am învățat. Uai, ai, ai. 6 de bâte. Victorii. Victorii pentru peștișori. Nu e blocaj, e provocare. Provocarea este să ieșiți din această energie, din această stare, din boală, din tristețe, din noroi, din că de fapt scorpionul stă în noroi, pe cea mai adâncă zonă a lacului, a râului, da? Racul e la mal și peștișorul în oată deasupra. Să ieșiți din starea asta. Poate aveți planete, cum am și eu planete în scorpion. Dacă nu, poate aveți pe cineva care vine cu planete acolo sau marcaș pe Pluto, în sinastria voastră. Sau chiar în harta voastră natală, marcaș pe Pluto. Depinde de generații. Dacă sunteți mai tineri, poate Jupiter marchează Pluto acum. Poate acum luna nouă. Da, mi-am adus să întrebea. Și pentru mine, cei născuți în jur de 70 și ceva, luna nouă este conjunct Pluto. Pluto înseamnă transformare. Setați-vă intențiile pentru transformare în această noapte. Noaptea, pe lună nouă, când este întuneric. De fapt, scorpionul ce e cea mai întunecoasă. Cea mai întunecoasă casă. Setați-vă intențiile să fiți victorioși. Să câștigați lupta cu fricile. Cu fricile. Cu obsesiile. Cu stările negative. Și evident, cu oamenii pe care i-ați atras tocmai din cauza acestor chestiuni pe care toți trebuie să le experimentăm. Setați-vă intențiile pentru această victorie. Poate pentru unii dintre voi, există și varianta asta, dintre noi, să vină că tot am văzut regina de bâte, că tot am văzut ceva, un semn de foc. Să vină un semn de foc cu aere de mare importanță, glumesc. Sunt ironică, nici măcar nu glumesc. Sau poate chiar sunt victorioși într-o direcție și să vină și să vă provoace un pic transformarea. Eventual să vă deruteze. Dar vedem cum se așează, dacă e derutare sau vă ajută. Dar trecând peste o persoană care vine, pentru că și aceasta poate să fie o persoană care vine și vă transformă contra o persoană care vine și are nevoie de atenția voastră. Salvești. Vedem. Din experiența noastră știm că unii cu marcaje în
planete de foc, au tendința să devină foarte egoiști. Din experiență, acum, ce vom experimenta în noua viață, vom vedea. Ai, trecutul îndepărtat, ați stat și ați așteptat 7 de monede. De ce nu vine? De ce nu mă sună? Au trecut o zi jumătate de când am vorbit cu ea. Mi-a scris 30 de mesaje și nu mi-a răspuns. Bine, poate să fie și 3. Poate să nu fie niciun. Ideea e că nu-mi răspunde. Nu-mi vine. De ce? Ia că probabil că era ocupat. Acum o să vină. Vedem dacă îl mai vreți sau o mai vreți voi. Vedem. Pentru că voi, între timp, în această perioadă de așteptare, ați investit în voi, ați muncit. Ați muncit și în această direcție, în această relație, evident, dar ați cam obosit. Și interesant că înainte de etalare am avut o senzație așa, m-am gândit la ideea de oboseală, că unii dintre voi ați obosit să investiți undeva unde nu aveți creștere. Dar, dacă ați investit în anumite zone importante, pentru că am vorbit că asta 8 înseamnă și bani, dacă ați investit în ce trebuie, s-ar putea să vină și bani. Vom vedea. Îmi place etalarea asta și e interesant că aici am pus, știți că sunt colecționară de artă? Evident, de antichități, mai bine zis, nu doar de artă. Pentru a fi în vibrația voastră, am ales această lucrărică de porțelan, forma peștilor, ca o scoică. Aici vom pune mistere, mesaje și anumite surprize în viitor, peștișori. Evident, sunt 2 peștișori. Voi și sinele vostru superior sau voi și sufletul vostru pereche? Vedem. Asta așa, ca să fiu susținută. Trecutul apropiat. Wow! Balanță! Trecutul apropiat. Balanță. Cine mă știe, poate să și râdă. Balanța. Pune așa ca să nu mă mai vedeți. Balanță, balanță, balanță. Ideea este, trecând peste stările mele emoționale, personale, nu știu la voi cum este. Justiție divină. Ați trecut prin foarte multe. Nu întâmplător aveți... Vai. Aveți aici acest cavaler de temut de care toată lumea se sperie. Mai puțin unii dintre noi care își fac lecțiile și cresc spiritual. Mai puțin unii. Și mi-am ales acest Phoenix. Nu știu de ce pentru astăzi. Așa am simțit. Vine justiția pentru că vă doriți din toată ființa voastră această renaștere. Pentru că ați trecut prin foarte multe. Și dacă cei care au avut de-a face cu voi și ascultă această etalare și unii consideră că peștii sunt nu știu cum, probabil că etalarea aceasta nu include categoria de pești la care se gândesc ei sau cu care au avut ei de-a face. Am spus la început, mă conectez la o anumită categorie de oameni. Și sper că peștișorii, orice planetă ați avea în pești, sunteți printre cei care meritați această a doua înviere. Știți cum se zice? Curățați casa total ca să trăiți într-o credință, să locuiască. Știu că sunt poate dogmatic, dar și nu e dogmatic, poate dramatic. E dramatic. Intens, să locuiască Iisus în voi, adică o nouă viață curată, spornică, benefică, sănătoasă, fine. Și pentru că ați dorit, și pentru că ați investit, și pentru că ați muncit, vă transformați, vine victoria și în ultima vreme începe să se manifeste justiția divină. Ați chemat-o unii dintre voi în momentele voastre de disperare, știu sigur. În momentele voastre de disperare, când erați judecați de unii și de alții, ați chemat justiția divină și vine. Că este o persoană în semnul balanței,
Poate, pentru unii dintre voi, câțiva, nu e obligatoriu ca toată lumea, să aibă de-a face cu balanță, evident. Este justiție. Poate să fie o separare de cineva, poate să fie pur și simplu echilibrarea voastră. Uite, cum și apartamentul ăsta, care sunt atât de liniștită. Și multe alte lucruri care știu că vin. Însănătoșirea mea, sporul meu, bucuriile mele pe care le merit. Și pe care le împărtășesc în acest moment cu voi. Oh. Poate, chiar dacă a început justiția divină, din punct de vedere energetic, să se manifeste de undeva din alte planuri, de-aia zic, trecutul apropiat, că aș cerut-o, eu știu sigur că încerc. S-ar putea prin noiembrie să începeți să simțiți mai bine această echilibrare a vieții voastre. Justiție, dreptate. Vi se va da dreptate. Depinde în ce... Voi știți în ce aveți nevoie de dreptate. Viitorul îndepărtat. Doi de monede. Va trebui să jonglați între, vom vedea între cine și ce. Vreau mai întâi să văd viitorul apropiat. Vai, da. Asul de cupe, ce frumos. Viitorul apropiat. Iai, iai, iai. Doamne ajută. Vindecare. Pentru cei care ați fost bolnavi, pentru cei care avem niște probleme de sănătate, că știți că am avut și eu și n-am putut să fac toate etalările la timp, în august, în septembrie, da? Bine, asta ține și de ascendentul meu în leu și Saturn pe casa 6. Vindecare. Și în primul rând, vindecare energetică spirituală. Renaștere prin dragoste. Vai ce frumos! Vai ce frumos, pentru că vine justiția. Dumnezeu a hotărât, este varianta justițiară a lui Isus. A hotărât. A cântărit faptele voastre, munca voastră, efortul vostru, sacrificiile. Le-a cântărit și a stabilit acolo, undeva, sus. Dar știu că așa s-a întâmplat. Pentru că e o sabie ridicată. Și a spus, de acum încolo va fi bine. Peștii vor avea parte de o dragoste adevărată, profundă. Va curge. Vor curge bucuriile. Așa simt să citesc, așa spun. Bucuriile. Emoțiile. Pentru cei care a stat în emoții negative, veți experimenta o cascadă de emoții pozitive. Și din acest motiv aveți doi de monede. Veți fi o perioadă, vom fi o perioadă dezechilibrați. E justiția aici care vrea să ne echilibreze. Da? Sper să ne echilibreze în continuare. Mai ales în această perioadă în care vom fi un pic așa. Wow! Nu suntem obișnuiți. Cu atâtea bucurii, cu atâtea daruri. În general, bănuiesc că și voi sunteți unii dintre voi ca și mine. Când vi se face un compliment, poate nu îl primiți așa cum ar trebui. Când primiți un dar, uneori vă întrebați, da, de ce? Dar nu trebuia, dar stai liniștit. Să vină. Și ar mai fi încă o variantă. De ce este acest doi de monede? Am spus, e posibil la un moment dat să vină cineva care a fost egoist, cu aer de învingător, de pretențios, există varianta negativă a acestei cărți, da? Și să vă tulbure, să vă provoace quadratură, da? Să vă provoace această transformare și să vă dezechilibreze un pic. Și voi va trebui să alegeți între cea veche, energia veche, un pic egoistă, și cea nouă. Cea nouă, ia uitați-vă pe orizontal. Ce frumos! Ce frumos! Este cruce aici. Perioada asta, octombrie-noiembrie, se întâmplă ceva. Se întâmplă... Sper să nu... Se întâmplă să pice? Nu.
Am băgat niște cărți aici. Se întâmplă o transformare, o vindecare și o bucurie mare. Trecând peste această posibilitate și varianta negativă, s-ar putea chiar victoria în sine să vă dezechilibreze un pic. Vom vedea. Pui, ai, ai, ce frumos! Sfat. 10 de bâte. Dacă sunteți într-o căsnicie, unii dintre voi, epuizantă, sfatul este să o lăsați. 10 înseamnă încheiere de ciclu total. 9 e faza în care nu mai poți. Și 10 zici, gata. Încă una și am pus capăt, definitiv. Da? Aveți și moartea, nu uitați, unii dintre voi. Dacă e o căsătorie, renunțați la ea. Pentru că 10 în general ține de căsătorie. Așa simt. Dacă e la locul de muncă, evident că puteți să lăsați. Pentru că va trebui să renașteți într-o altă direcție. Mai profundă, eventual. Nu știu. Poate unii sunteți vânzători sau contabili și trebuie să investiți, să vă documentați în niște direcții care țin de spiritualitate, de vindecare, de energie, de chestii mai profunde. Evident că acesta e un mesaj pentru unii dintre voi. Vai, 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 ce frumos. Exterior. Vine totuși cineva, un semn de foc. E exterior și n-am cum altfel să citesc decât un semn de foc care vine să se lupte cu voi. Sau pentru voi, probabil, acest personaj. Probabil acest personaj vine dintr-un trecut care voi ați investit foarte mult în ei. Și vine și se luptă. Nu știu, e treaba lor. Există și varianta ca cineva cu marcaj pe foc, poate nu acel personaj, poate chiar și personajul nou, să aibă marcaj pe foc și să vină în viața voastră, să se lupte pentru voi, pentru că face parte din justiția divină. Este exterior, nu sunteți voi acest personaj. Poate aici da, dar aici nu. Cineva se luptă pentru voi. Să vă apere. Justiția asta, cred că da. Justiția asta, pentru că nu degeaba, justiția face dreptate, da? Și are și sabie, poate și spune, poate și face gesturi practice, acționează în așa fel încât să vă apere. Eventual s-ar putea să primiți și un as de cupe. Tot de la ei, dar nu e obligatoriu. Vom vedea ce și cum. Asul de cupe, în primul și în primul rând, mulțumesc mult, Doamne, că mi-a adus aminte de acest lucru. În primul și în primul rând, trecând peste varianta că vine cineva și vă ofere dragoste și ne aveți un nou început. Da, e un nou început. Dar, cum? Că tot avem și justiție și moarte. Este transformarea voastră în care voi începe să vă iubiți pe voi înșivă. O să mai sfărăie cățelușul meu, sper să nu vă deranjează. Voi vă iubiți! Vă apreciați. Asta înseamnă asul de cupe. Printre multe, multe altele. Înțelegeți că sunteți ființe divine. Aveți fărâmă de divinitate. Sunteți un loc sacru pe care nu-l poate întina nimeni cu energiile negative. S-ar putea totuși cineva să se lupte pentru voi. Pentru noi. De ce vă este frică de această judecată? Unora dintre voi. Judecata poate să fie împăcare cu cineva. Renaștere, iar. Dacă sunteți în faza de transformare, vă este teamă că nu veți putea să vă transformați, să vă ridicați. Dar eu zic că puteți. Pentru că primiți încredere, emoții și susținere, dreptate. Eventual, unora, da, care sunt în acest proces și n-au înțeles încă tot ce se întâmplă cu ei, le este teamă că nu vor renaște, nu se vor transforma. Amândouă sunt cărți plutoniene.
În cazul în care trebuie să sunt într-o căsnicie, unii dintre voi sunteți într-o căsnicie, probabil că se gândesc la o separare, vă gândiți la o separare, pentru că vă dați seama că nu mai există loc de împăcare. Ați făcut foarte multe în această privință. Ați chemat justiția și probabil că justiția își face dreptate, vă face dreptate. Unii dintre voi încheiați o relație de lungă durată, o căsnicie cu cineva. Că nu e căsnicie, că e o prietenie, că e la locul de muncă. Asta este în poziția temerilor. Vă este teamă de karmă. Știți? O perioadă, ne plătim karma, dar dacă stăm mai mult decât este necesar, ne adăugăm karmă. Mare, mare grijă cât stați într-o anumită relație, într-o anumită situație neplăcută. Ce vă doriți? Valetul de spade. Să comunicați. Să comunicați. Poate. E un semn de aer în preajma voastră pe care vi-l doriți. Ideea este că vă doriți să comunicați. Poate să fie și un copil. Poate vă doriți să primiți un mesaj. Să aflați adevărul. Să comunicați corect. Finalul. Sunteți voi. Sau un alt semn de apă. Sau o altă persoană cu marcaș pe apă. Pești, drac, scorpion. Avem scorpionul deja. Avem și asul de cupe. Wow. Finalul. Regina de cupe. Finalul, în primul rând. Evident. Începeți să vă vindecați. Este cupa. Ați primit cupa. Sunteți voi cu cupa în mână. Cu sufletul vostru renăscut, curat, clar, ca o apă de munte. Regina de cupe. Sunteți voi conștienți că meritați o dragoste specială. Nu orice fel de dragoste. Și dacă cineva nu v-a tratat corespunzător, asta e greșeala lor. Ei pierd. Ei pierd un partener profund. Pentru că de ce se schimbă peștii? Pentru că nu sunt tratați corespunzător. Și cărora, celor cărora nu vă place acest mesaj, asta e. Ia uite, regele de bâte. Vine un rege. Pentru unii s-ar putea să vină un rege de bâte, dar interesant este că stați cu spatele la el. Da? Cum am zis, v-am dat mai multe variante, da? Să vină victorios. Că îi primiți, că nu-i primiți și vine repede. Sau vine și un alt semn de aer. Pentru unii dintre voi. Regina de bâte. Wow! Cuplu divin. Da. Au fost, vor fi momente de decizii, momente în care se vor cântări cupele. Pentru că justiția aceasta cântărește, chiar dacă nu cântărește într-o săptămână, cântărește mai mult. Și chiar dacă a început să se manifeste, probabil încă, știi, judecata. Măsurarea încă durează o perioadă. Deja am umbră. Da, pentru unii dintre voi, această regină de bâte vine cu viteză cavalerul de spade să vă ofere sau să vorbească despre regele de bâte. Eventual, să vă vorbească vouă, regina de cupe. Eventual să vă transforme pe voi în partenerul acesta pasional potrivit pentru ei. Dar vedem dacă îi mai primiți. Pentru că vor fi necesare niște
Săptămâni, zile, cam puțin, săptămâni în care să vă gândiți prin câte ați trecut, să alegeți corect și veți alege la un moment dat ce este mai bine pentru voi, astfel de băte pe care parcă l-am mai văzut și mai devreme. Dar finalul pentru această lună sau aproximativ perioada următoare este regina de cupe și regele de băte. La capătul acestui set de cărți, 4 de băte, Twin Flame, o relație de lungă durată, bucurii, sărbători, sărbătoriri. Vă duceți la nuntă, vă duceți la botez, rămâne de văzut. Dar eu cred că ceea ce se pregătește, se pregătește, wow, magicianul, să manifestați, Doamne, în seara asta puneți-vă intențiile pentru această întâlnire, pentru această manifestare, o relație de lungă durată frumoasă, nu bazată pe chestii materialiste, pe obsesii de stabilitate, de siguranță, nu. Voi sunteți, voi meritați și mai bun, da? Wow, și vine. Eu zic că e cheful vostru de viață, dar, ca și proaspăt renăscuți, dar dacă nu, dacă vreți să fie cineva, puteți să, poate să fie cineva în semn de foc. Poate să fie chiar regele de băte, care a stat un pic crispat în șabloane și acum și-a luat curajul sau își ia curajul să manifeste această relație de lungă durată cu voi. Și regele de monede, vă zic, nu trebuie să fie musai, taur, fecioară sau capricorn. Poate să fie orice altă zodie. Adică, de obicei, un bărbat trecut de 45-50 de ani, care nu doar că are o situație profesională foarte bună sau o situație financiară, le are cam pe amândouă. Social este foarte bine privit, este respectat, sfaturile sale sunt practice, sunt respectate. Poate să fie și un tată uneori. Da. Dacă este acest personaj, sunteți voi? Sau este personajul care vă oferă dragostea? Vom vedea. Pentru că sunt multiple variante. Nu pot să mă fixez pe una. Puteți să vă supărați. Că nu vă setez mintea, nu vă spăl creierul cu o singură variantă. Asta e. Nu pot. Vă dau mai multe. Alegeți ce simțiți. Ia, fantastic. 2 cupluri divine. Pe care îl alegeți? Wow, de la distanță. Regele și regina de pute. Temperanța. După vindecare, după transformare, comunicați la distanță cu cineva cu care puteți face acest cuplu perfect. Și care vă vede perechea lui, perechea ei. Care o perioadă, probabil, a stat sau va mai sta un pic în șabloane, un pic tradițional sau tradiționalist, conservator mai corect. Dar ține la voi, da? 4 de băte ține foarte mult la voi și vrea să vină cu la fel de multă viteză ca și cavalerul de aici, da? Însă vine să vă ofere această relație frumoasă. Să manifeste, de fapt, această relație frumoasă. Hai, ia, ia! Chiar cât am vorbit. Am timp să mai fac și altceva? Mai 43 de minute, n-am reușit să mai fac și altceva. Doamne, draga mea, Ela, vorbești mult, prea mult uneori, poate prea încet. Puteți să dați pe viteză. Vreau să fac un pic și energiile, așa, pentru că ați făcut vizionări și meditații, de faeton. Mergeți mai departe și intim. S-ar putea să fie o relație satisfăcătoare în care experimentați chestii faine. Ia, pești, soarele nu vreau să așteptă pești. Voi și partenerul vostru, 2-4 cărți. Ia, pești, soarele nu vreau să așteptă pești. Ela, hai mai repede, hai mai repede că ne-am plictisit, nu v-ați plictisit, sper. Deci, ce vă doriți voi, ce vă este frică, ce-și doriți ce este lor frică. Draga mea, cățelușă, te rog frumos, nu te mai plictisi, 9 de spade. Au fost energii negative, ați așteptat la distanță, ați așteptat pe cineva un semn de foc la distanță și v-ați făcut griji.
că nu vă place, că nu-i place cum arătați, că nu, eu știu ce, vă potriviți, griji nefondate. Nu, o despart. Să lăsăm trecutul. Haideți să vedem ce vă doriți. Uai! Împărăteasă. Asta vă doriți voi, dragii mei peștișori. Știți că îmi place cartea asta foarte mult, pentru că împărăteasa e, ce să mai e? După Marea Preoteasă îmi place foarte mult împărăteasa. Dar în aceste de cărți îmi place în mod special aceasta și asul și 2 și 3 de cupe. Of! Genul acesta de personaj, bărbat sau femeie, foarte generos, dar nu se oferă oricui. Stă picior peste picior, da? Este închisă deocamdată sexual, din punct de vedere sexual. Nu se oferă oricui pentru că știe că merită foarte mult. Și când face dragoste, Kundalini, ce să mai, se trezește ca un dragon. Poate aveți marcaj pe nodul nord și nodul sud al lunii. Așa pe scurt că a trecut mult timp. De ce vă este frică? Regina de bâte. Că vă spionează? Că v-ar putea vedea doar ca pe o ființă pasională și mai puțin, da. Mai puțin spiritual. E o mare diferență, totuși. Seamănă, dar totuși împărăteasa este mai sus decât reginele. Reginele și regii. E profundă împărăteasa. Și după cum vedeți, nu e chiar deschisă. Aceasta se dezbracă. El o dezbracă din priviri. Împărăteasa nu așteaptă ce merită. Împăratul. Bine, poate să aștepte și un rege, evident. Dar, de ce vă este frică? Poate, în anumite interpretări, poate să fie și cealaltă femeie. Regina de bâte poate să fie și cealaltă femeie. Poate vă este frică de cealaltă femeie. Dar trecând peste interpretarea aceasta, vă este teamă că sunteți văzuți, doar ca o persoană frumoasă, pasională, dar nu vă este văzută și latura voastră spirituală și nu degeaba împărăteasa stă picior peste picior, nu degeaba dragonul e în spate. Acest dragon se va simți doar în momentul în care va fi contactul fizic. Deci, fai! Și Lara ți-a picat aceeași carte, în aceeași poziție, ce-și doresc ei. Doi de cupe. Știți că e și această carte foarte dragă. Își doresc să facă dragoste cu voi. Nu sex, dragoste. Să vă simțiți sufletele. Unul lângă altul. Să simțiți cum trece sufletul vostru în trupul lor și sufletul lor în trupul vostru. Să vă țină de mână. Este un gest extrem de tandru. Evident că nu te ții de mână timp ce faci dragoste cu oricine. Că mulți oameni nici nu fac dragoste. De ce le este teamă? De așteptare. 7 de monede. Le este teamă că dacă investesc, nu știu dacă va fi creștere. Probabil că și a investit în general foarte mult în trecut, în alte relații. Foarte frumos. Foarte frumos. Și atunci acest nou de spade de domeniul trecutului, ce ați experimentat, eventual, bine, poate să fie și acum. Așteptați pe cineva la distanță. Poate în secret. Da, regele de... Ia, regele și regina. Bine, nu trebuie să fie semn de foc. Un om pasional. Și ce e important, fiți atenți. Pentru cei care ați fost tratați necorespunzător de semnele de foc, acesta nu este un semn de foc. Musai. Este o persoană care vă tratează de la egal la egal și care vă protejează. Da? Persoana vă învăluie într-o capă personală, într-o aură personală. Da? Și 5 de monede este persoana, da? Orbul și șchiopul, cei care se ajută, vă scot prin această protecție și dragoste, vă scot din izolare eventual, din frig. Da, poate vă este și frig și vrea să vă protejeze persoana. Posibil să fie de la distanță, să o simțiți, să simțiți toate lucrurile astea, că vorbea, dacă voi nu simțiți, cine simte? Așa. Și să vă doriți această întâlnire în care vă suiți unul pe altul. Și totuși, până vă întâlniți, vă faceți griji. Dacă nu o să mă placă,
dacă sunt prea albă, dacă sunt prea bronzată, dacă sunt prea mică, dacă sunt prea înaltă, dacă sunt prea grasă, dacă sunt prea slabă. Griji. Când ei vă plac așa cum sunt. Cum sunteți. Ia uite și 9 de monede. Au așa un cult pentru voi. Poate pentru cărlionții unora dintre voi. Un cult. Nu știu, s-ar mulțumi și cu o bucățică de ceva din voi. Dragii mei, mai iau și hai să iau și să te scot. Le-am amestecat. Iar am vorbit mult. Dați mai repede. Like attract likes. Deci, dragoste atrage dragoste, da? Faceți un gest de tandrețe, primiți gest de tandrețe, că tot avem justiția, da? Dacă vă arătați amabil față de anumite persoane, veți primi. Poate chiar veți primi mai mult, dar veți primi în curând. Adică se echilibrează. Aici e foarte interesantă cum cărțile corespund. Există un echilibru. Dai, primești. Dai, primești. Reciprocitate. Reciprocitate. Vine. Uitați-vă la puterea voastră interioară. Sunteți foarte puternici. Nu degeaba treceți prin asemenea transformări. Și încă una mică. Builder. Aveți a face cu, ia uite, builder, cu o persoană puternică. Probabil că persoana care vă protejează și urmați-vă dorințele inimii. Da? Pentru cei care trebuie să se despartă, urmați-vă dorințele inimii. Pentru cei care sunteți mai firavi, veți primi protecție din partea unei persoane foarte puternice. Doamne ajută! Vă pup numai bine!